Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la un dialog cu primarul interimar al municipiului Iași, Mihai Chirica. Bună seara, bine ați revenit la Vocile Iașului. Bună seara și regăsit. Vom discuta despre ședința de Consiliu de ieri și ce s-a întâmplat și care e semnificația solicitărilor de demisii. Vom discuta despre mail-uri pe care le-am primit de la telespectatori în legătură cu o stradă periferică și când va fi pusă la punct. Și de asemenea câteva considerații despre Partidul Social Democrat și alegerile la nivel central care au avut loc ieri. Să începem chiar cu ce s-a întâmplat ieri la Consiliul Local, la ședința de Consiliul Local, în care au fost solicitate demisii la persoane importante în angrenajul Consiliului Local și, desigur, în angrenajul administrației locale. Aș vrea să începem cu un scurt material și să vedem exact e cu prima solicitare. Este vorba despre o cerere de demisie care a fost adresată lui Tudor Vericianu, arhitectul șef al municipiului Iași. Demisia arhitectului șef Tudor Vericianu a fost cerută în plenul Consiliului Local. Acesta este acuzat că nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu și nu a finalizat planul urbanistic general. Vechiul plan, intrat în vigoare în 1999, a expirat în 2009, dar a fost prelungit cu 5 ani. Ulterior a apărut o lege care precizează că prelungirea se poate face o singură dată pentru cel mult 5 ani, fără a depăși însă data de 31 decembrie 2015. Eu consider, din interiorul executivului, și datorită faptului că știu ce are de făcut fiecare atunci când îi se trasează o sarcină, că responsabil, în proporție aproape totală de imposibilitatea aducerii la bun sfârșit acestui proiect, este domnul arhitect Vericianu. În plus, municipalitatea a reziliat contractul cu Search Corporation, firma care se ocupă de realizarea planului, pe motiv că a majorat tarifele. Acum, de finalizarea planului urbanistic general, se ocupă mai mulți arhitecți ieșeni. Aceștia au termen de finalizare a proiectului până la data de 15 decembrie, pentru ca noul plan să poată fi aprobat de Consiliul Local până la sfârșitul anului. În caz contrar, ar putea apărea probleme serioase. Legislația este destul de îngrijorătoare, în sensul că în lipsa unui plan urbanistic general nu se mai pot emite autorizații de construcții. O parte dintre consilieri s-au arătat nemulțumiți de faptul că demisia arhitectului șef s-a cerut cu doar 6 luni înainte de expirarea planului urbanistic general. Care este persoana din cadrul executivului care a avut în subordine arhitectul șef pentru a urmări modul de implementare? Pentru că arhitectul șef este persoana tehnică care se ocupă de partea de urbanism, iar la nivelul executivului exista un alt șef ierarhic la nivel de primar, viceprimar, care urmărea modalitatea de ducere a îndeplinirii atribuțiilor dumnealui. Arhitectul șef Tudor Vericianu nu a putut fi contactat pentru a comenta situația. Acesta este în concediu de odihnă. Discutăm cu primarul interimar al municipiului Iași, Mihai Chirica, mai multe lucruri. O firmă care solicită bani mai mulți. O firmă care ne-a încurcat, ca să zic așa. Și arhitect care de asemenea îl considerați vinovat pentru faptul că planul urbanistic nu e gata. Cred că a venit momentul ca să încercăm să spunem lucrurilor pe nume. E adevărat, nici un om care muncește nu greșește, o spune un proverb pe care nu l-am inventat noi și cu siguranță suntem în măsură să apreciem cu obiectivitate când grija, vinovăția sau responsabilitatea asupra unui lucru făcut sau mai bine, puțin bine făcut, revine în totalitate sau poate fi absolvită și de alții. De data aceasta, spun eu, din analiza făcută s-a văzut de fiecare dată că acest proiect deosebit de important, nu prin faptul că este o documentație care ar trebui să arate după planurile de urbanism al New York-ului, ci pentru faptul că este un document de legalitate care conferă posibilitatea de a te dezvolta. Fără el nu poți. E nulă orice altă decizie, indiferent dacă ai un PUG bun sau un PUG mai puțin bun. Nu se poate emite autorizații de construcție. Nu se poate emite autorizații de construire și practic toate lucrurile îngheață, înțepenesc. Nu poți să stai cu indiferență când vezi că ceea ce trebuie tu să faci, ceea ce tu coordonezi din poziția de arhitect șef, înțepenește sub decizia ta. Prin urmare, am considerat nu numai faptul că nu a reușit să facă acest lucru, dar nu a văzut nicio perspectivă să-l poată face mai departe.
De felul meu nu sunt un om conflictual, nu-mi plac conflictele pentru că îți consumă timp inutil și te pune în situația de a încerca să rezolvi acele conflicte în loc să-ți vezi de bunul mers al lucrurilor în continuare. Dar trebuie luat taurul de coarne, spun eu, în orice moment atunci când lucrurile nu se mai pot duce în altă direcție, tranșate și duse pe un alt drum. Mai rău de atât nu se putea. Deci în situația în care am ajuns până ieri, nu se putea mai rău de atât. Acel contractor pe care l-am avut nu avea nici un fel de gând să-și mai termine treaba. Ne-a tratat, ca să folosesc așa un jargon, la mișto. Deci ne-am dus acolo, uneori ne-am căciulit, alteori ne-am rugat, alteori am folosit un termen mai ferm. De fiecare dată a tratat lucrurile la fel. Vedem noi, nici nu ajungeam noi la ea și ne trimitea o scrisoare care contrazicea în totalitate ceea ce discutam acolo. Am considerat că nemai având nici temei legal să continuăm acel contract, l-am și încetat. De fapt, l-am reziliat, am luat decizia și asupra arhitectului șef, care, din păcate, nu a fost prezent, fiind chemat la servicii din concediu. Și nu înțeleg de ce, probabil va aduce o motivare. Am numit de astăzi, prin dispoziția mea, o comisie care se va ocupa în mod expres de acest proiect, fără a mai avea alte sarcini de servici, în frunte cu șef serviciu Ana Maria Târziu, trei colegi de ale lor, două persoane din direcția tehnică, cei doi viceprimari și cu mine în frunte, și o să încercăm să ducem la bun sfârșit acest proiect, pentru că este mai mult decât primordial pentru etapa următoare. Nu putem discuta despre proiecte europene, nu putem discuta despre ce vreți noastră în lipsa unui plan urbanistic general valabil. Dacă apare o modificare de lege care spune că și asta e valabil și la anul, am înțeles, o rezolvă legea. Dar noi trebuie să rezolvăm problema noastră. În ce stadiu e? Am prezentat Consiliul Local și un raport privind stadiul actual al procesului de actualizare a PUG-ului. Practic s-au depășit cam toate etapele, mai puțin cele mai importante, care prevedeau implementarea tuturor observațiilor făcute de populație față de proiectul de PUG, apoi obținerea avizelor necesare, aducerii în dezbaterea Consiliului Local a acestui material, avizarea lui de către Consiliul Local și mai departe aprobarea lui. Ne-am întâlnit cu arhitecți din Ordinul Arhitecților filiala Iași, am discutat din nou și duminică am avut o întâlnire cu dumnealor. Acest proiect este un proiect de importanță vitală pentru municipiul Iași, s-au antrenat să lucreze pentru el și credem noi că o să reușim să-l ducem la bun sfârșit așa cum trebuia de foarte multă vreme. E nevoie de o altă firmă, un alt contract, o altă achiziție, să spunem? E nevoie de un alt contract care să-și asume responsabilitatea finalizării acestui proiect, pentru că nu putem să ne asumăm sub semnătură niciunul dintre noi din primărie. Trebuie să fie persoane responsabile cu meseriile de arhitecți, urbaniști, etc. E nevoie să filtrăm toate materialele pe care le-am primit până acum de la fostul contractor al nostru și e nevoie să ne deplasăm cu toții în formula care am spus-o, fără să mai precumețim niciun efort, nu contează dacă vorbim de fizic, material sau de timp, astfel încât să putem să ducem proiectul la bun sfârșit. Dar acest lucru întreb, a lucrat o firmă, s-a reziliat contractul așa în ieri, situația în care l-am trimis, l-am notificat. Trebuie achiziție, o altă achiziție, alt procedeu? Nu mai e nevoie de o procedură, pentru că ultimele trei etape care nici nu au fost plătite și slavă Domnului că nu le-am mai plătit și pe alea, trebuie finalizate și o să facem un alt contract pentru finalizarea cu banii necesari și care au fost prinși în proiect de la început. Firma e penalizată pentru faptul că... Nici n-am încercat să detaliez în Consiliu că de fapt obiectul nu mai contează. Penalizăm pe... O să mergem mai departe pe, ideea, să spunem, ideea legii, să ne rezolvăm treaba. Am despărțit și astăzi a fost discuția. Partea juridică o duc juriștii, nu ne mai interesează acum acest aspect. Partea tehnică o ducem noi, finalizăm și venim din spate și cu toate lucrurile, începem să le analizăm în profunzime, le luăm de la origini, ca să spunem, până în prezent. Apropo de juriști și de secretarul Consiliului Local, căruia i s-a cerut demisia ieri, avem și aici un scurt material, vă invit să-l urmărim și ne revenim la această discuție. Secretarul Consiliului Local a intrat în vizorul consilierilor după ce s-a demonstrat că deține o vilă în imediată apropiere a orașului. Cu toate acestea, Denisa Ionașcu nu a renunțat la apartamentul de serviciu pentru care plătea o sumă modică. Acest fapt a stârnit indignarea aleșilor locali care i-au cerut să predea locuința, dar să și demisioneze din funcție. Aș întreba-o pe doamna secretar, pe ea n-aș întreba-o de legalitate, că probabil deja lucrul e știu de toată lumea că nu mai încape vorbă de acest lucru, dar dacă nu are o presiune morală în ceea ce privește acceptarea
primirea și realizarea documentelor pentru a primi un apartament de serviciu în condițiile în care deține o vilă de lux în dotare. Apartamentul de serviciu are 60 de metri pătrați, iar chiria pe care secretarul Consiliului Local o plătește este de doar 23 de lei. Denisa Ionașcu a primit locuința de serviciu în 2006 și nu a renunțat la ea nici măcar când și-a construit împreună cu soțul o vilă. Cea care a acordat locuința socială, șefa Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, spune că nu s-a încălcat nicio lege și nu are ce să-și reproșeze nici măcar din punct de vedere moral. Apartamentul de serviciu este atribuit printr-o hotărâre de Consiliu Local. Direcția de Patrimoniu nu a făcut altceva decât să aplice hotărârea de Consiliu Local prin încheierea unui contract de închiriere. La presiunile consilierilor, Denisa Ionașcu a anunțat că va părăsi locuința de serviciu. Este locuința în care eu am locuit și locuiesc în prezent împreună cu fetița mea. Însă, pentru că sper să vă bucurați și dumneavoastră astăzi, vă aduc la cunoștință că începând cu 1 septembrie am renunțat la beneficiul acestui contract. Situația este verificată și de primarul interimar Mihai Chirica, care a cerut să îi fie prezentate toate actele pe baza cărora s-a făcut repartizarea apartamentului situat în cartierul Păcurari. Din datele pe care le-am văzut și pe care le aveți și dumneavoastră până acum, tot așa credeți că e nevoie de o demisie? Acum, bine, colegul dumneavoastră, Cătălin Bulgariu, a cerut expres. A plecat foarte mult de la aspectul mediatic de care am beneficiat, între ghilimele, în ultimele zile, aproape o săptămână, referitor la existența unei locuințe de serviciu în posesia unei persoane care avea deja o locuință, e adevărat, la limita Iașului. Acum e foarte greu să mă pronunț asupra legalității în totalitate. Trebuie să se pronunțe cei care se pricep la acest lucru. De altfel, eu am cerut Letiția Palaga să ne exprime un punct de vedere pentru Consiliul Local, dacă sau nu era legală ocuparea acelei locuințe de către secretarea Consiliului Local și pe perioada în care ea declarase pe declarația de avere că deține o locuință în apropiere la Valea Lupului. Sigur, nu ne satisfac toate aceste scandaluri. Consilierii locali, desigur, se sesizează. Dacă nu făcea observația consilierul nostru... Acest lucru nu se știa în primărie? Cu siguranță. Cei care urmăresc contractele de închiriere ar trebui să știe lucrul ăsta. Nu știu dacă e lovit neapărat de un aspect de ilegalitate sau mai mult de moralitate. Nu știu. Mi-e greu să mă pronunț aici. Noi avem și noi o tematică pe care o studiem de fiecare dată înainte de a începe orice ședință de consiliu local și știm punctele pe care reacționează opoziția. Și de fiecare dată, noi, avându-le în analiză în anterior, cu 2-3 zile înainte de ședință, vedem. Măturăm presa foarte bine, vedem ordinea de zi pe care am propus-o, scandalurile care s-au derulat de la ultima ședință de Consiliu și reacțiile consiliilor apar ca atare, pentru că, pe de o parte, nu lasă foarte multe breșe politice vorbind celorlalți, pe de altă parte, sunt și ei unii indignați asupra unor chestiuni pe care ar trebui să aibă răspunsurile la timp. Ce să zic, lucrurile vor trebui clarificate și aici. Eu nu m-am pronunțat asupra demisiei colegii noastre, Denisa Ionașcu. Probabil că va trebui să o facă ea însă și în momentul în care se știe sau nu vinovată. Dacă nu există niciun fel de vinovăție, nu există niciun temei pentru care să-i cer acest lucru. Mai mult decât atât, discuția noastră, aș face așa o întoarcere către domnul Vericianu. Nu există nicio, să spunem, altercație de niciun fel cu dumnealui. Putem spune chiar că, dacă nu pot vorbi despre prietenie, amiciție, considerație putem avea unul față de celălalt, cel puțin așa sper din partea lui. Dar e o chestie care ține și de demnitatea profesională. Deci este mai cinstit să spui ce poți să faci la timp, decât să tot încurci lucrurile și lucrurile să rămână încurcate aproape fără ieșire. Suntem pe marginea prăpastiei cu acest proiect, nu mai putem discuta în momentul de față despre o reluare, o tergiversare și, din punctul meu de vedere, decizia pe care am propus-o și am cerut-o e o decizie justificată și luată oarecum așa de pe piață, ca să zic, ca atare, pentru că lucrurile s-au încurcat foarte mult. Am avut foarte multe scandaluri în ultima perioadă cu construcțiile ridicate, prin îndesirea lor n-a reușit nici Ceaușescu, ce a reușit colegul nostru.
Regimurile de înălțime controversate, cu scandal, fără dezbateri publice, fără să urmărească, comisiile acele consultative care funcționează numai în temeiul legii, nu? Și toate celelalte lucruri te duc cu gândul că nu e preocupat de subiectul de a fi arhitect șef al municipiului Iași. Probabil că e obosit, probabil că are și alte preocupări, nu este treaba mea, dar rezultatul muncii este treaba tuturor. Și cred că este cel mai important lucru pe care să-l vizăm. O ultimă întrebare pe această temă. Vreau să vă întreb asupra momentului, știți de ce? Pentru că în momentul în care apar multe informații, multe ilustrații, chiar în cazul în care apar clădiri una lângă alta, când sunt multe proteste și au fost legate de modul în care se mai construiește și cum se eliberează autorizații de construcție. Presa semnalează foarte des, s-au semnalat, dar din partea primăriei tot timpul exista o reținere și spunea analizăm, vedem, depinde dacă da, e legal. Și apoi, brusc, după ce se întâmplă mai multe lucruri, se adună, apar astfel de decizii. Păi, da, este adevărat și semnalarea noastră este absolut de bun simț, ca să spun așa. Da, într-adevăr, trebuie să reacționezi mult mai devreme. Nu trebuie să lași ca o boală să se extindă în tot organismul. O izolezi și o elimini atunci când trebuie făcut ca să salvezi organismul. A fost scandalul de pe zona Tătăraș, exact, în apropiere de Eternitate, exact, cu familia Popa. Știți foarte bine. Investitor Băcăuan, nu mai contează. Scandalurile de pe zona Smârdan, scandalurile de pe zona Nicolina, scandalul foarte mare care s-a mediatizat cu plângeri penale, etc., etc., de pe zona Tudor Neculai. Toate legate de îndesirile foarte agresive, lipsa acelor dezbateri reale referitoare la obținerea acelor puzuri, lucruri care duc în cele din urmă la o stare de nemulțumire, mai ales a persoanelor care, să spunem, sunt influențate în mod direct, vecinii, de curs, de etc. Am mai văzut un articol tot în presa ieșeană, luni sau marți, la fel, cu o îndesire pe zona Nicolina. Acum, adică acolo unde sunt case, apar cineva care am analizat și noi, 4 etaje, credeți-mă, 5. Dacă ar intra în profunzimea lucrurilor până la fund, ca să zic așa, lucrurile pot fi detaliate foarte mult. Eu cred că demisia domnului Verician e și o chestiune de onoare, de bun simț în primul rând. Și mărturisesc, nu avem nicio altă soluție în momentul de față. Spunem că pleacă Vericianu, vine Xulescu. Nu vine niciun Xulescu. Deocamdată vrem să terminăm ceea ce am început cu Pugu, facem un concurs real cu oameni responsabili, cu oameni de viziune pentru municipiul Iași, cu oameni care își pot sacrifica, să spunem, liniștea personală și pentru elemente legate de binele acestui oraș, că până la urmă funcția de primar, de viceprimar, de arhitect șef, de secretar a Consiliului Local sunt funcții de sacrificiu și de mare demnitate și onoare pentru acele persoane pe perioada în care își exercită acel mandat, că nu este la îndemâna oricui. Dar prin urmare, dacă tot ești acolo, toți s-au pus galoanele șlefuite și parașlefuite, hai totuși să le respectăm măcar la nivelul minimal pentru care suntem puși acolo. Închei cu remarca următoare, că trecând dincolo la celălalt caz, la Denisa Ionașcu, de cele mai multe ori jurnaliștii se întreabă de ce în acest moment, pentru că în alte cazuri colegii din Consiliul Local ar fi spus, este colega noastră, are locuință de serviciu, cealaltă locuință este în afara municipiului, nu vedem de ce n-ar fi legal și așa mai departe. Dar nu insist acum, pentru că aș vrea să discutăm despre două solicitări din partea telespectatorilor din strada Vișani. În primăvară au fost cei din staful primăriei, adică domnul primar Nichita și domnul primar și dumneavoastră și eu și colegii noștri. Mai sunt circa 4 luni până vremea oprește șantierele. Da. Ați promis și trotuare și foarte multe lucruri. Că va fi totul pus la punct. Da, am promis, e adevărat, nu foarte multe lucruri. Așteptăm cu interes un răspuns ferm. Un răspuns clar, să zic. Exact. Că poate fi fermitatea, dar mai puțin claritatea răspunsului. De data asta avem un răspuns clar. S-au mai depășit câteva etape. Probabil cine întreabă nu știu. Faptul că a trebuit să facem o extindere de proiect, pentru că noi aveam proiectul făcut până la bifurcația cu strada Fermei. Apoi am făcut o extindere de proiect până la limita cu localitatea învecinată. Cred că este Ciurea acolo. Și am demarat procedura de licitație publică și avem două vești bune.
Procedura cuprinde două străzi, este vorba despre strada Vișani, de la intersecția cu strada Bucium până la capătul, ieșirea din municipiul Iași, și strada din capătul orașului, legătura și limita cu comuna Valea Lupului, Petreculianu, și strada Petreculianu, care este și ea prevăzută în modernizare, în același pachet la licitație ca și strada Vișani. Procedura a început, toate elementele procedurale care țin de primăria Iași au fost demarate, s-a propus pentru punerea lor pe site-urile SEAP, cele care sunt dirijate de către Ministerul de Finanțe, și mai departe o să așteptăm răspunsul lor și va fi licitația, este prin procedura de cerere de ofertă, datorită valorii pe care o au, și sperăm să avem semnal până la sfârșitul acestei veri și în toamnă să putem demara. O să reușim anul ăsta să le terminăm bine, nu? O să continuăm la anul. Pe strada Vișan s-a finalizat și canalizarea, până în punctul unde îi știu foarte bine, prin sistem de pompare, nici acolo n-a fost la îndemână, și o să încercăm să ducem proiectul la bun sfârșit. Adică nu este sigur că se va termina în acest an? N-aș promite, ar fi de-a dreptul o minciună să spun că voi crede că voi termina, pentru că inițial, da, pe tronsonul proiectat inițial era foarte simplu de terminat, maxim o lună jumătate de lucru, dar având în vedere că l-am prelungit de la kilometru 0 plus 300 până la kilometru 1,2, deci încă aproape un kilometru de stradă, asta înseamnă că va trebui să dureze un pic mai mult. Mai sunt și alte zone asemănătoare, străzi periferice. Mai sunt multe zone asemănătoare. Unde? Noi avem câteva datorii pentru Ieșeni. Este unde sunt lucruri de făcut, mă rog? Este vorba de cartierul Păcurari, unde avem Cazărmilor, Ogorului, Semănătorului, Bucovinei și toate străzile de pe partea stângă, Munteni, care trebuie să le dăm drumul la licitație în mod obligatoriu. Am semnat contractul și pentru reabilitări de trotuare și o să încep pe cartierul Canta, pentru că nu a suferit în ultima vreme cam nicio modernizare, mai puțin locurile de joacă pentru copii, și Bulevardul Păcurari și Canta, dar între nu s-a făcut mare lucru. În Mircea cel Bătrân lucrăm de aproape o lună jumătate și, dacă dă Dumnezeu, pe la 15 august plec de acolo cu toate echipele și ne repliem spre cartierul Alexandru, unde am început deja. Avem și câteva străzi abandonate de câteva zeci de ani și o să intrăm și acolo. Domnule primar, vreau să mai întreb despre politică. Au fost alegeri tot pentru președinte interimar, acest cuvânt apare foarte des în ultima perioadă, la Partidul Social Democrat, la centru. Sigur, dumneavoastră aveți și o funcție politică. Vă invit să urmărim un material legat de alegerile de ieri, care au adus un nou lider la PSD, după cei patru care sau au fost... Sau a readus. După cei patru care au fost la Partidul Social Democrat sau celelalte forme, nume pe care le-a avut acest partid după 1989. Să vedem acest material și revenim la discuții. Victor Ponta rămâne prietenul meu. Bun. Pe un prieten nu te poți supăra. A fost opțiunea lui Victor, pe care o respect. Dar Victor rămâne prietenul meu și sper, prietenul lui. Suntem toți aici prezenți în fața dumneavoastră ca o mare echipă. Și o echipă care îl sprijină în mod ferm pe Victor Ponta ca prim-ministru. Liviu Dragnea a reușit să adune 65 de voturi, față de numai 18 Rovana Plumb, care a fost susținută de fostul președinte al partidului Victor Ponta. În contrapartidă, Liviu Dragnea l-a avut de partea sa pe fondatorul partidului Ion Iliescu. Nu m-a surprins susținerea domnului președinte Iliescu, numai că m-a onorat foarte mult. Ca de obicei, domnul președinte Iliescu a avut o argumentație foarte solidă și corectă. Domnul președinte a spus că ca noi să facem o echipă, preluarea interimară a atribuțiilor să fie asumată de mine. La doar o săptămână după ce primise susținerea colegilor pentru a rămâne în locul lui Victor Ponta, Rovana Plumb s-a văzut nevoită să-și recunoască înfrângerea. Rămâne totuși în imediată apropiere a noului lider, șef a Consiliului Național PSD. După acest moment, Partidul Social Democrat este întărit, este cu o echipă în jurul celui mai bun premier, Victor Ponta, care se bazează pe o alianță la guvernare solidă. La rândul său, Valerius Gonea, care nu se sfia în urmă cu o săptămână să facă referiri în presa străină la calitatea de inculpat a premierului Victor Ponta și la cea de condamnat a lui Liviu Dragnea, face parte acum din echipa noului lider. A ieșit PSD-ul din criză în acest moment cu un președinte condamnat?
În acest moment, Partidul Social Democrat a ieșit din criză, a fost o situație excepțională și am luat o decizie specială. Cred în acest moment că Liviu Dragnea este cea mai bună soluție pentru Partidul Social Democrat. În spatele ușilor închise, ședința nu a decurs atât de lin pe cât ar fi vrut să pară liderii socialdemocrați. Senatorul Daniel Savu l-a acuzat pe Liviu Dragnea că a candidat după o vizită în pădurea Bănasa, acolo unde se află, adică sediul SRI. Eu nu merg în pădure, mergeam când eram mic în pădure. Nu râdesc, când eram mic mergeam în pădure la pentru frași și mure și mai merg la în pădure când merg toți oamenii. Eu sper că începând de astăzi să înceteze aceste lucruri neadevărate. Așa sper. Și să ne așezăm pe treabă. Cei mai mulți analiști, observatori, politologi au observat că în Partidul Social Democrat s-a înlocuit la prezidenție un inculpat cu un condamnat. Da, dumneavoastră, ce vedeți de aici, de la Iași? Nu sunt eu întocmai în cea mai... Bănesc că nu ați fost la București, ați fost la ședința Consiliului Local de la Iași. Da, sigur, eu sunt cu pugul, cu străzile, cu, să spunem, elementele legate de fondurile europene. Pot răspunde și la întrebări politice, nu mă prea caracterizează, mărturisesc, nu. N-am eu acea afinitate de politician pe care poate unii ar fi sperat-o la mine, dar bine, lucrurile nu mă lasă indiferent. Am avut așa o reacție cu plecarea celor doi delegați din partea județului și credeam că este doar poate o eroare a mea de informare să fi fost o dezbatere, să spunem, o lănțuire de gânduri. V-ați fi dorit o dezbatere în PSD Iași cu privire la mandatul? Nu neapărat că mi-aș fi dorit-o. Așa este normal. Apreciat-o. E firesc, într-o manieră cât se poate de corectă, să mai fie întrebați, nu neapărat pe mine, mă exclud. Dar sunt oameni care au vechime, care au, să spunem, considerente de apartenență la acest partid mult, mult mai importante decât am eu. Dar asta este altceva. Pe de altă parte, lucrurile s-au făptuit. Cu siguranță s-au făcut cu o majoritate covârșitoare. Nu cred că cineva își mai poate permite să aibă alt punct de vedere în acest moment. Cred că este o alegere corectă, firească, la momentul despre care vorbim, de interimat. Desigur, validarea va fi făcută prin manifestarea opțiunilor într-un congres. Că va fi anul acesta, că va fi anul viitor, este mai puțin important acest lucru. Se va întâmpla oricum. Și atunci, desigur, va fi și împuternicirea finală a noului președinte a Partidului Social Democrat, care nu cred că va ține neapărat de încurajările din culise, va ține exact de profilul său, de capacitatea lui de a conduce și de posibilitatea de a manageria un câmp atât de divers, atât de amestecat, cu de toate și cu inculpați și cu condamnați, dar și cu oameni cu probitate morală impecabilă, care toți împreună pot forma, ca de altfel toate partidele, că dacă ar fi să facem o opțiune de imagine și în partea cealaltă foarte galbenă, găsim și acolo și de unii și de alții chiar la vârfuri și probabil că vor mai veni și surprize. Să dea Domnul să nu fie așa, dar se pare că așa va fi. Deocamdată vorbim de Partidul Social Democrat. Apropo de ce spuneați dumneavoastră despre capacitățile organizatorice, Ion Iliescu spunea că tocmai de aceea l-a ales, că e un bun organizator, mai avem un material în care chiar se vede și acest lucru. Urmărim materialul și revenim la discuție. Sigur. Sunt absolut convins că PSD-ul e la fel de unit și după întâlnirea asta și cum am asigurat și înăuntru pe colegii mei, oricine va fi Rovana sau Liviu, eu lucrez cu ei, pentru că amândoi m-au ajutat foarte mult cât am fost lider și cât sunt prim-ministru. Ba da, mă întorc. Nu s-au mai întors, dar surse din partid susțin că Victor Ponta i-ar fi cerut secretarului general al PSD să o susțină pe Rovana Plumb, aceeași pe care a lăsat-o interimar la conducerea partidului în cursul îndelungatei absențe din motive medicale în Turcia. Iar liderul istoric al partidului, Ion Iliescu, a fost printre primii care au ieșit de la vot, anunțând că l-a votat pe Liviu Dragnea. De ce este mai bun domnul Dragnea? Pentru că cred că are calitățile necesare. Bun organizator, ne aflăm într-o perioadă când e nevoie de asta. Urmează congresul trebuie pregătit, deci el e omul care poate. Când va fi congresul? În noiembrie. Anterior ședinței, surse din partid o dădeau drept posibilă candidată pe Ecaterina Andronescu, dar aceasta a refuzat. Evident că am votat, votul este secret și nu o să mă puneți în situația să vă spun. De ce? Nu vă spun, pentru că vreau să fim într-o echipă care să fie unită, să nu ne uităm urât unii la alții.
Cei care au înclinat balanța au fost șefii filialelor din țară. Mulți dintre ei au primit vizita lui Liviu Dragnea în ultimele săptămâni, după ce procurorii DNA au anunțat punerea lui Victor Ponta sub acuzare. Coordonator politic al socialdemocraților, el s-a întâlnit cu liderii, dar și cu membrii de partid din Iași, Botoșani, Suceava, Timișoara, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bacău, Vâlcea și Argeș. După ședința Comitetului Executiv Național, Liviu Dragnea și-a petrecut seara tocmai în compania liderilor de filiale care l-au votat la restaurantul unui hotel din capitală. Ultimele nuanțe despre alegerile de la Partidul Social Democrat de ieri, împreună cu primarul interimar al municipiului Iași, Mihai Chirica. Aveați observații la acest material? Da, nu, era neapărat o constatare legată de faptul că probabil că nu toți suntem lideri și eu nu sunt lider, desigur, dar nu știu să fi fost la Iași o astfel de întâlnire. Sau, repet, să nu fi fost chemați toți care trebuia să fie avut, că și aici beneficiem de un interimat destul de evident. Dar, în general, că ați făcut prima întrebare referitor la observația domnului președinte Iliescu. Cu bun organizator. Cu bun organizator. Pentru mine, domnul președinte Iliescu rămâne doar președintele României Iliescu. Și n-am ce să fac, trebuie să-mi definez și eu o apartenență, să spunem așa. Nu cred că în momentul de față mai putem discuta despre sfaturile dumnealui, nici despre opțiunile dumnealui și, din păcate, nici despre viziunea dumnealui. Cel puțin pentru mine personal. Așa încât, dacă a făcut-o și s-a nimerit, probabil că știa ceva. Dacă a făcut-o și nu se nimerea, probabil că nu conta. Prin urmare, dacă tot ați făcut trimitere cu acea întrebare referitor la opțiunea domnului președinte Iliescu, respectul total pentru faptul că a reușit în perioada în care a fost președintele României să țină țara într-o formă de echilibru cu câteva devieri care veneau din perioada dinainte de 89 și care nu ne-au onorat pe niciunul dintre noi, dar care a creat premisele pentru un mandat al lui Constantinescu și mai departe poate spre o perioadă mai puțin plăcută României. Noi sperăm că lucrurile vor fi din ce în ce mai bune și chiar credem în acest lucru. E un schimb de generații firesc, au trecut 25 de ani, un sfert de secol, din 89 până în prezent. Dar și schimbul eu cred de că generație este între Victor Ponta, care este mai tânăr, și Liviu Dragnea, care este mai în vârstă acum. Schimbul de generații trebuie să fie de gândire, nu trebuie să fie de vârstă. Poate să fie și o persoană mai în vârstă dacă vine cu o gândire mai progresistă. Dar din punctul de vedere al justiției, revin cu această întrebare. Din punctul de vedere al justiției nu este un regres? Din punct de vedere nu al justiției, al încărcăturii justițiare. Exact, la aspectul juridic al fiecăruia dintre cei doi. Nu știu dacă este neapărat un regres. Să nu uităm faptul că vorbim despre lucruri total diferite. Domnul Dragnea a avut, să spunem, un exces de vizibilitate din partea justiției față de un referendum în care încă nu poate fi 100% pus într-o sarcină care să o asumăm, pentru că nu vorbea despre referendumul dumnealui de acasă, ci era vorba despre chemarea la vot a populației României. De partea cealaltă vorbim de un interes 100% personal, în alte situații sunt interese și de altă nuanță. Am ajuns la finalul discuției noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente la emisiunea Vocile Iașului într-o discuție cu Marius Dangă, consilier local din partea Partidului Național Liberal. Continuăm emisiunea Vocile Iașului. Discutăm împreună cu consilierul local Marius Dangă din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit la Vocile Iașului. Bună seara, bine v-am găsit. Mă întreb și pe dumneavoastră aceleași lucruri legate de demisiile care s-au cerut ieri în ședința Consiliului Local, dar în special cea legată de arhitectul șef al orașului. Conexiunea se face cu planul urbanistic. Știu că Partidul Național Liberal a tras de mai multe ori semnale de alarmă, chiar a spus că nu va mai vota decizii care țin de acest tip din cauza faptului că planul nu e gata și până la 31 decembrie e data limită. Noi la începutul acestui an am atras atenția că suntem pe ultima sută de metri cu acest proiect foarte important. Văd că PSD-ul are o reacție mai lentă, așa, mai întâi au preferat să ne ia pe noi peste picior,
dacă vedeți reacțiile... Era alt primar. Da, nu, de reacțiile și a primarului Nichita și a primarului interimar Chirica erau la fel, zeflemitoare, că liberalii s-au trezit acum să blocheze proiectele Iașului, că vezi, Doamne, sute de locuri de muncă nu se vor mai crea, pentru că noi am tras un semnal de alarmă și prin refuzul de a mai... sau prin abținerea la de a mai vota puzuri, am tras acest semnal de alarmă și am și spus, până nu vedem o reacție fermă pe acest subiect care este necesară, lucrurile nu se pot reașeza. Iată, au ajuns și ne întrebăm de ce a fost nevoie de 7 luni întârziere ca executivul să ajungă să constate și ei că sunt în întârziere. Totuși, finalul acestui an... Nu, n-am răspuns. Sau este un răspuns și nu avantajează deloc PSD-ul. Este o luptă în interiorul Partidului Social Democrat prin care actualul primar interimar încearcă o detașare de epoca Nichita, încercând să spele pe mâini că nu a fost parte la eșecurile vechiului sau mandatului de primar a domnului Nichita, dar e foarte greu. Domnul Chirica este totuși în primărie dinainte de domnul Nichita. Majoritatea lucrurilor care sunt acolo au fost în coordonarea domniei sale. Am primit și eu cu zâmbete pe buze această cerere de demisie. Cererea de demisie nu trebuie... Primarul nu-i cere demisia arhitectului șef în plenul Consiliului Local. Primarul îl cheamă pe arhitectul șef la el în birou și cere demisia și anunță măsurile luate. Asta a fost un spectacol pentru mass media pus în operă de consilierii locali care PSD, nici ei nu mai știu dacă conduc sau nu executivul primăriei municipiului Iași. Important este măsurile. Importante sunt măsurile care se iau. Într-adevăr, există și incertitudine legală, pentru că am abordat subiectul cu juriști, cu cei din zonă care știu să citească legislația. Legea spune că în absența unui PUG nu se mai emit autorizație de construcție. Se blochează totul. Ceea ce este foarte complicat. Suntem în pregătirea exercițiului financiar următor al Uniunii Europene, deși a trecut un an jumate și noi nu avem încă strategia, înțeleg că abia se dă drumul la caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor. E foarte, foarte, foarte târziu. Nu înțeleg de ce executivul merge atât de greu. Poate și faptul că există o incertitudine asupra viziunii și a direcției are un rol. Primarul interimar a anunțat deja măsuri. Și pe înțeleg că a reziliat contractul cu Search Corporation. Exact. În același timp ne-a cerut nouă suplimentare de buget pe subiectul PUG. I-am aprobat-o. A chemat Ordinul Arhitecților, care este un ONG, nu știu cum va putea încheia un contract cu Ordinul Arhitecților. Bun, sunt niște măsuri disperate, sunt niște măsuri care puteau fi luate. S-a creat o echipă nouă la serviciu acesta important cu... Deocamdată nu văd echipa nouă. S-a cerut demisia domnului Vericianu până ajunge astăzi, din concediu înapoi. Astăzi, o echipă nouă din cei care erau acolo, sigur, okay, nu era doar domnul Vericianu. Ne-a spus în urmă cu câteva minute. Să-i vedem la treabă. Nu mai sunt decât câteva luni. Noi, așa cum am promis, în fiecare ședință de Consiliu Local, vom cere un raport lunar pe pașii care s-au făcut și cât mai avem până la final. Vreau să punem această presiune pe subiectul ăsta, pentru ca măcar această solicitare de informare la începutul ședinței de Consiliu să fie un motiv de presiune. Dom'le, trebuie să informez consilierii, aici zicem ce am mai făcut. Sau, hai să fac ceva, că vă trebuie să informez consilierii locali. Asta se adaugă la alte două procese importante cu finalizarea noastră. Depunerea candidaturii pentru proiectul Capitala Europeană a Culturii 2021 și finalizarea implementării proiectelor din polul de creștere. Fără voința noastră, toate au finalitatea noastră. Toate sunt un examen pentru actualul executiv. Dacă toate trei nu sunt trecute, lucrurile devin complicate și eu cred că ar trebui să începem anul viitor cu un alt executiv. S-ar putea ca în cazul în care există prelungiri la proiectele pe fonduri europene,
și care, la are căror dată limită este 31 decembrie, altfel nu se mai continuă finanțarea, să se spună, bun, ce n-am, primim banii ce am făcut până acum și de acum încolo le finanțăm din banii noștri ca să le finalizăm, oricum mai avem puțin. Care banii noștri, domnule? Banii noștri, banii noi de avem, la... Noi avem extrem de puțin bani pe zona de investiții. Dacă ne uităm, eu am spus inclusiv la dezbaterea pe buget, primarul Nichita a făcut un artificiu luând banii de investiții de la școli la spitale, dugându-i în bugetul de investiții generale ca să arate cumva că n-a scăzut cifra față de anul trecut, deși e la jumătate. Deci Iașu are un buget de investiții din fonduri proprii foarte mic, de 20 adică milioane de... o sumă din zona de funcționare, de funcționalitate? Nu. Deci bugetul în mod normal, dacă ne uităm pe anii anteriori, arăta așa. Buget de investiții în învățământ, de obicei 10 milioane de lei. Buget de investiții în sănătate, în jur între 5 și 7 milioane de lei. Și buget de investiții generale, străzi, parcuri și așa mai departe. Care era, a fost anul trecut de 40 de milioane de lei, acum 2 ani de 53 de milioane de lei. Anul ăsta... Bugetul de învățământ a fost luat și adus la buget general, bugetul de sănătate tot aici și bugetul restul a fost de vreo 23 de milioane de lei, deci jumătate față de anul trecut, dar în total vreo 40. Și am spus, domnule, uitați, am rămas la același buget de investiții. O șmecherie ca lumea să creadă că lucrurile merg bine, lucrurile merg foarte rău. Deci dacă suntem așa, nu terminăm proiectele din ceea ce era cu imposibilitatea de a rambursa de la bugetul europene, va trebui să le continuăm din fonduri proprii, evident, pentru că ele trebuie duse la final, nu putem rămâne cu pasajul Octav Băncil nefinalizat, nu putem rămâne cu splaiul răscolit și așa mai departe, ele trebuie duse la final, asta va afecta bugetul de investiții din fonduri proprii pe alte obiective decât cele finanțate, dar în același timp va afecta și posibilitatea de a aplica pentru fonduri în exercițiu financiar următor. Sunt acolo niște declarații pe fiecare proiect de făcut. Avem sancțiuni importante aplicate în cuantumuri însemnate, ceea ce este de asemenea îngrijorător, pentru că dacă aceste sume, care ajung la vreo 70 de milioane de lei, imens, ne apropiem de 20 de milioane de euro, dacă aceste sume devin cheltuieli neeligibile pentru că ele au fost făcute, trebuie de asemenea acoperite din fonduri proprii. Mie, ca această administrație, Chirica Nichita, ne va lăsa în 2016 cu o gaură pe care cu greu vom acoperi în următorii 10 ani. Și nu știu dacă vom găsi îndeajuns de multe măsuri să tragem pe responsabili la răspundere. Deocamdată primarul interimar ne asigură că sunt în grafic aceste lucrări și se termină până în decembrie. Mă bucur că domnul Chirica este în stare să zâmbească când vede cifrele astea. Datoria mea este să mă uit pe ele și să le analizez rece și realist și să trag semnalul de alarmă. Cel puțin pe zona de transport public eu am arătat că prin acțiuni, prin hotărâri de consiliu luate, au periclitat atragerea de fonduri europene pentru modernizarea acestui serviciu, prin faptul că au prelungit contractul cu actuala regie, care este în situație de insolvență, pe 5 ani de zile, deci practic pe întreaga desfășurare a exercițiului financiar în europene și practic noi nu vom putea demonstra finanțatorului extern că avem un contract încheiat pe baza regulilor europene, deci nu vom putea aduce între 20 și 40 de milioane de euro pentru achiziționarea de autobuze ecologice, electrice sau modernizat tramvaie. Iar astea sunt fapte, nu mai sunt vorbe. Și cineva va trebui să răspundă, pentru că nu poți să-i spui ieșeanului da, ne vom împrumuta de la Baird. Păi împrumut, îl dai înapoi. De ce să dai cu piciorul? De ce să dai cu piciorul? Bine, dobânzile la Baird sunt suportabile, dar dai banii înapoi, adică sunt practic din bugetul propriu pe următorii 10-20 de ani, pe perioada pe care... De fapt, comparația se face altfel. Am fi putut atrage fonduri europene pentru a cumpăra acest lucru, da. Deci n-am fi dat banii înapoi, exact. Comparația exact. Cu... Se preferă a se liniști creditorul principal, care este Ministerul Finanțelor, ca nu cumva Ministerul Finanțelor să ia să răscolească, domnule, dar de ce ați ajuns în insolvență? Dar ce ați făcut? De ce n-ați plătit și așa mai departe? Pentru că practica actualului executiv ar fi fost luat la întrebări
De ce nu s-au plătit toate subvențiile acordate? De ce subvențiile au fost acordate subdimensionat față de contract? De ce n-a fost respectat contractul de delegare? Și răspunsurile alea ar fi grele de dat. Așa încât s-a preferat a se liniști acel creditor prin prelungirea contractului și a periclita viitorul transportului public de călători, ceea ce este inacceptabil. Mă întorc la demisii. O altă demisie s-a cerut ieri a juristului principal, secretarul Consiliului Local, Denisa Ionașcu. Cum citiți? În aceeași paradigmă a unui război între două echipe care, iată, au ales să iasă în afara partidului și să să-și poarte cuțitele de pe o masă pe alta. Înțeleg că doamna Ionașcu este acuzată că a avut o locuință de serviciu, înțeleg că are din 2004, mi se pare extrem de interesant că domnul Chirica și consilierii PSD află la 11 ani după ce doamna are acea locuință de serviciu că o are. Asta după ce le-a trecut prin mână de atâtea ori informația asta, inclusiv în comisii sociale, în comisiile speciale. Vedeți, domnul Chirica preferă să spună că doamna Ionașcu are o locuință în apropierea Iașului, ne spunând că o are în afara Iașului, practic, în afara arealului. Și nu știu dacă are, înțeleg că domnia sa stă cu fetița acolo și nu știu relația cu soțul. Iarăși, ei au preferat să nu discute pe problema juridic. Domnule, ai voie, n-ai voie. Când e contractul, nu e contractul și mai departe. Au preferat să facă... solicitat un raport. Nu au preferat să facă... Eu l-am primit astăzi pe mail. Mă gândesc că toți consilierii locale au primit raportul din partea direcției de administrare a patrimoniului public și privat, cu niște explicații acolo. O să le verific și eu, pentru că pe mine mă interesează, dincolo de jocul politic din interiorul PSD-ului, mă interesează legalitatea acestor documente, pentru că, într-adevăr, de subiect sunt și eu interesat să văd dacă atribuirea a fost făcută legal, dacă speța nu, cu... Nu este o concluzie a raportului? Sau am văzut că l-am primit, recunosc că nu l-am citit. L-am descărcat acum cu jumătate de oră, după aia am fost curios să văd și eu ce ne spune primarul interimar. Deci credeți că e un fel de reglare de conturi? Sunt convins de asta. Din taberele Partidului Social Democrat? Domnule, pe masa Consiliului Local, pe masa consilierilor locali în această ședință, niște cetățeni ne-au adus un ziar de la București în care a apărut un articol de două pagini în care, tot la fel, taberele din PSD își spuneau unele altora. Și dintr-o dată cineva a cumpărat tirajul să-l aducă consilierul local să-l afle. Asta nu se face decât atunci când cineva coordonează lucrurile astea. Adică nu, eu nu sunt de azi de ieri din politică. Știu să citesc lucrurile astea. Nu a aflat domnul Bulgariu ieri că doamna Ionașcu are o locuință de serviciu. Dacă ea nu avea dreptul să o aibă și a ocupat-o, deși listele de așteptare sunt foarte mari și noi an de an cred că satisfacem cererile a 20-30 de familii, ceea ce este extrem de puțin. Se amestecă puțin. Locuințele sociale, locuințele serviciu sunt... Locuințele serviciu fac parte din patrimoniu. Exact. Cred că aceea din Rediu Tătar pe care o are doamna Ionașcu e din zona de locuințe convenabile, deci și acolo sunt niște liste pe locuințe convenabile, la fel de greu să ajunge la cetățeni. Noi, în loc să ne preocupăm să mărim acest patrimoniu și să încercăm să vedem cum oferim un răspuns la sutele, miile de familii, purtăm aceste războaie care ar trebui... Războaie de partid de obicei se poartă între zidurile partidului, nu în interiorul, între... În Consiliul Local. Nu în Consiliul Local. În Consiliul Local dezbatem treburile urbei. Dacă asta ținea de urbe, atunci doamna Ionașcu să-și prezinte punctul de vedere. Dacă a încălcat legea, să-și dea demisia, pentru că așa e normal, este garantul legii. Dar de aici și până la a face un spectacol de jumătate de oră din asta, eu aș fi vrut să discutăm despre raportul, despre proiectul de verificare a activității poliției locale, de exemplu, care... Așa cum au votat consilierii locali, este retrimis la discuții în comisiile juridice. Au fost 4 ședințe de comisie juridică de atunci, de 3 luni de zile, de când cer să discutăm despre activitatea poliției locale. Adică s-a făcut raportul, dar este... Nu s-a făcut un raport. Noi am pus un proiect de hotărâre. Domnule, vrem să înființăm o comisie de consilieri locali
cu majoritate PSD în ea. A, deci, nici măcar nu s-a făcut raportul. E doar amestecat acea... El a fost respins, acel proiect, dar ca lumea să nu creadă că PSD-ul nu vrea să verificăm poliția locală, să verificăm activitatea poliției locale, că nu mă interesează pe mine să văd polițiștii locali, să văd aliniați. Au zis, domnule, îl retransmitem în baza unui articol din regulament, corect de altfel, îl retransmitem la discuții în comisiile de specialitate, este precizat Comisia Juridică și Comisia de Ordine Publică. Din Comisia de Ordine Publică fac parte, domnul Mihai, eu fac parte încă de pe vremea când sunt viceprimar. Știți de câte ori s-a întrunit de când nu mai sunt viceprimar? Nu am fost scos din comisie. Nu mai sunt viceprimar de un an și 4 luni. Știți de câte ori s-a întrunit Comisia de Ordine Publică a municipiului Iași, capitala Moldovei? Ne spuneți dumneavoastră. Niciodată. Relevant, nu? Pentru ordinea publică din oraș. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați spus. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine de la ora 19, seară liniștită.